Viața cu parchet închis la culoare și mâțe. O distracție, o plăcere, o veselie, o ador, nu mai pot. Pentru că ei intră pe ușa aia. Da. Și oricât aș încerca să-i feresc, să le șterg labele, tot scapă. Astea sunt amprentele lui Jiminy. Toate. Numai el le-a făcut. Că Udi intră prin altă parte, nu intră pe ușa asta. Doamna Popa, dar ce faceți? A, mă scuz că te-am deranjat. Sau e bine că te-am scos de gând? Era să zic bună dimineața, m-am oprit, pentru că nu mai este dimineață de mult. Începem un nou daily vlog și este cam ultimul înainte de decembrie acest daily vlog. Și am zis să încheiem seria asta de clipuri anul ăsta așa cu bang. Da, începem un nou daily vlog. În spatele meu am un fundal, am foarte multă energie. Este destul de târziu pentru că astăzi am avut așa o zi combinată cu de toate, cu mers la cafea la vecina mea, care nu mai bea cafea și care se lasă de cafea. Mi s-a părut că vorbește telefonul cu mine, nu vorbește. Am avut alte chestii de făcut și acum m-am pregătit, am aranjat. M-am machiat foarte light așa, pentru că am un chef de a nu mă machia, de nici nu aveți idee, sau n-am un chef de machiaj, de nu se poate, dar am zis să mă machiez un pic, ca să fiu și eu cât de cât un om prezentabil și să mă apuc de filmat, că am mult de filmat astăzi, am multe de făcut astăzi. Vreau să fac și niște spaghete cu parmezan, pentru că mi-este foarte dor cu parmezan, am zis? Nu, cu din ăla, cu pesto, așa ar să fie, că nu mai ieșa pesto vieții. Și sunt agitată cu niște clipuri, că trebuie să filmez. După cum vedeți, se întâmplă niște chestii, niște scheme, cum ar zice erudiții, mult prea erudiții mei vecini, cu, atenție, articolul schemilii, da? Așa. Se întâmplă niște treburi și trebuie să mă apuc de un clip pe care nu-l voi finaliza astăzi, pentru că nu am tot materialul de pregătire gata, mă rog, o să înțelegeți când îl veți vedea. Noi mi-am pus fundalul alb și vom pune progresiv și celelalte fundaluri, adică verde și roșu, pentru că începe nebunia cu vlogmesul. Sunt puțin agitată în legătură cu vlogmesul, pentru că nici nu știu, cel puțin până ieri încă nu eram hotărâtă dacă să fac sau nu vlogmes. Ca să înțelegeți, este foarte târziu în luna noiembrie, este aproape pe final de noiembrie și de-aia. Și nu am intro, eu care în momentul în care mă apucam să fac vlogmas aveam intro gata din octombrie. Nu am plan de bătaie, adică nu știu ce clipuri voi filma, nu am nimic, sunt în pom. Am un singur clip în minte și cam atâta. Atâta, la clipul de care mă apuc acum. Mai am un clip de filmat pentru săptămâna asta, mai am niște lucruri de făcut, mai am ceva de organizat. Trebuie să-mi vină și un colet, trebuie să-mi vină două colete, dintre care unul nu știu ce este. Ați mai pomenit așa ceva? Da, deci am primit un mesaj de la Cargus ieri că au preluat de la o anumită companie un colet și că astăzi îl voi primi. Habar n-am despre ce e vorba, că n-am comandat nimic. Căci că ar fi ceva de beauty, dar n-am comandat nimic. Să o întreb pe tătucu dacă nu cumva ea este elful de serviciu, dacă nu cumva ea a făcut ceva, că nu mi-a scris, că mi-ar fi scris de fapt dacă era, că de altundeva n-are de unde să fie, adică nu știu, noroc, să vedem dacă vine, că deocamdată n-a ajuns. Cargusul meu de obicei vine, băiatul de la Cargus vine ultimul, este cam cel mai întârziat dintre toți. Mai trebuie să vină și fan curierul azi cu ghiocelul meu. O să vă arăt cine-i ghiocelul și ce facem cu ghiocelul, o să vedeți. Dar până atunci, să văd ce se întâmplă cu acea lumină de acolo, că mă deranjează de lumina aia de acolo. După cum vedeți, sunt deja festivă, băgată în problemă și aștept să se mai mute puțin lumina, că îmi place, dar... A, apropo, am noroc de lumină că este soare și frumos, pentru că ieri a fost o vreme atât de urâtă. Deci ieri a fost atâta ploaie, a fost atât de urât, la ora 12 era lumina ca la 6 seara... Nu acum, un pic mai încolo, nu, ca la 5, cum e lumina de la 5 acum într-o zi senină, așa era la 12 ieri. Deci ceva mai mohărât și mai, nici moina lui Bacovia nu era, deci o vreme de aia de Bacovia nasoală, rău de tot, dar nici, cred că și pe el îl impresiona. Și mă bucur că astăzi este soare ca să pot să fac și eu ce am de făcut. V-am zis, vreau să fac și pastele alea cu pesto pentru că mi este foarte, foarte poftă. Apropo de mâncare, trebuie să vă pun la curent și cu regimul meu alimentar sau dieta mea și sportul meu și ce se mai întâmplă, că nu prea s-a mai întâmplat nimic de altfel. Da, vă zic. Și cu renunțatul la zahăr. Și da, o să vă zic toate astea, dar mai încolo. Copiii sunt la somn. Așa, sunt foarte supărați, sunt foarte triști pentru că... este frig afară, este ud, este murdar. V-am arătat ce mi-au făcut pe parchet. Uitați, de exemplu, acum se duce soarele. Și copiii sunt foarte supărați pentru că e frig și urât și nu le place deloc. Bun, ne apucăm de treabă și vedem ce iese și vorbim mai încolo. Așa, și când să mă pun și eu pe scaun să filmez, mă sună băiatul de la fan că mi-a venit ghiocelul și hai să vă arăt ghiocelul meu. Și de ce zic eu ghiocelul? Ah, dar e greu. Nu mă așteptam să fie atât de greu. Deci, în primul rând, ce este ghiocelul? Să vă fac cunoștință cu ghiocelul. El este ghiocelul. El. Vedeți? E un brad. Da. Este un brad artificial. Stați că e prea multă lumină. Este un brad artificial și eu sunt mare antifan braz artificial, dar le recunosc partea practică, în sensul că dacă vreau să fac vlogmas și dacă vreau să filmez în avans și dacă vreau să mai aranjez lucrurile și să nu fiu o isterică și o nebună care aleargă și n-are lucrurile făcute la timp, am nevoie de el. Și atunci am ales să privesc partea practică și anume să iau un ghiocel și să nu mă mai uit la faptul că poluează. De ce îl cheamă ghiocelul? Pentru că anul trecut am fost la prietena mea Georgiana, care și-a schimbat bradul, ea având inițial un brad de 2 metri și nu știu cât. Adică eu ocupa practic toată sufrageria. Noroc că e lungă sufrageria ei, știți, și mai aveam și noi un pic de loc pe acolo și l-a schimbat cu unul mai mic, pe care îl numește gladiolul. Ăla mai mic este mai mare decât ăsta, din ce țin eu minte. Prin urmare, dacă al ei este gladiolul, al meu este ghiocelul. Da? Ghiocelul e mai mic decât gladiola, înțelegeți, nu? No. De aici numele de ghiocelul. Deci a venit ghiocelul, putem să ne apucăm. Avem vlogmas, că deja de dimineață intrasem în panică, începusem să mă panichez. Stai că vezi, să vezi că eu am comandat bradul ăla, că l-am comandat de la Dedeman, by the way. L-am comandat de la Dedeman de Black Friday. Atât am cumpărat eu de Black Friday, ca să știți. Un ghiocel. Și l-am comandat de Black Friday și zic, mamă, stai să vezi că nu vine și că o să dureze 6 vieți și o să-mi ajungă după 1 decembrie și nu mi livrează, deși Dedemanul îmi dăduse mesaj că l-au pus la curier. Și eu tot mă panicam, zic, mamă, dar nu o să ajungă, că sunt și de asta, știți, adică câteodată când o iau pe câmpii mă duc tare, adică nu mă poate ține nimeni. Și începusem să fac, da, eu îmi făcusem idee că fac vlogmas și că filmez și îmi trebuia acolo să stea pe fundal, să-l vadă lumea, să... V-am zis, când o iau pe arătură mă duc rău, mă duc tare și nu mă mai oprește nimeni. Și noroc că astăzi am primit și după aia, după ce am avut toată criza asta existențială în capul meu, am primit de la fan curier și un mesaj și mi-a zis, vezi că-ți livrăm bradul. Ok, finally, yes. Și a venit ghiocelul. Așa îl cheamă de acum, gata, nu mai putem să-i zicem altfel. Ghiocelul, a venit ghiocelul și ne apucăm de treabă. Nu-l voi împodobi acum, evident că va trebui să mă duc să cumpăr decorațiuni pentru că Eu am decorațiuni din anii trecuți, dacă vă amintiți, care sunt alb și gri, majoritar, și anul acesta schimbăm cromatica, cel puțin pe jumătate, adică vom păstra albul, dar nu mai facem gri, facem altă culoare și asta rămâne să vedeți voi în Vlogmas. Și apropo de Vlogmas, vreau să leg totul, adică vreau să am și intro în culoarea asta și thumbnail-urile și totul trebuie să se lege cu decorul și cu totul. Again, încă o dată vă spun, eu când o iau pe câmpii mă duc tare. Bun, hai să schimbăm lentila asta și să ne apucăm și noi de treabă, că nu mai terminăm în 10 vieți de acum încolo. Ei, hai că am terminat de filmat, n-am mai avut ce birol să fac pe lângă, ce puternic e soarele, n-am mai avut ce birol să fac pe lângă și între timp mi-a ajuns și coletul misterios despre care vă spuneam că nu știam nimic, evident că i-am dat una-două mesaj lui tătucu și am întrebat-o, auzi, tu ești de vină? Și da, se pare că ea este de vină. Vorbisem acum câteva luni despre compania de cosmetice a unei românce de-a noastră care se dedică skincare-ului și mi-a trimis acum acest ser, pentru că eu lăsasem cumva discuția în aer că, mă rog, am fost la Cluj și s-au întâmplat multe de atunci. Compania se numește Mara Blue și ce mi-au trimis, stați să vă arăt, stați să întorc camera că e cel mai bine. Aici iertați asta, dar am băgat din greșeală forfeca, că era foarte bine ambalat în bubble wrap și am băgat forfeca ca să văd despre ce e vorba, că nu știam, vreau să fac unboxing cu voi, dar nu știam despre ce e vorba și nu știam dacă am voie să arăt pe cameră, că na, se mai întâmplă și astfel de lucruri și da. Și avem Blue, avem așa serul ăsta cu caviar, acid hialuronic și peptide. Acid hialuronic 1%, peptide 3% și o să îl testez pentru că de-aia mi l-au trimis. Ca să-l testez și am să vă dau mai multe informații la momentul respectiv și despre companie și despre produs și despre tot. Arată foarte bine. Sticluța este din sticlă din aia groasă, pare așa, luxury, arată foarte, foarte ok. O să vă las oricum link în descriere de la produs până una alta și chiar sunt foarte curioasă, o să începem să-l folosim din seara asta, că tot nu mi se termina să-mi ia acidul hialuronic. Uite ce bine s-a nimerit, tătucule, așa, și numai bine. So, a ajuns și coletul misterios, că nu știam, efectiv nu știam ce este și făceam așa, v-am zis că eu mă duc tare pe câmpii și făceam niște idei, zic, mă, dar ce poate să fie? Că n-am comandat nimic, știam că n-am comandat nimic și da. Cam asta a fost în coletul misterios, este bine că nu e vreo bombă sau cine știe ce Dumnezeu altceva. Terminat de filmat, cum spuneam, și în ciuda faptului că am avut doar o parte dintr-un clip și un clip de terminat, de făcut, a durat mai mult decât mă așteptam, că mi-a jucat feste și lumina, m-am și bâlbâit foarte mult, am crize de bâlbâială în ultima vreme. Și așa că mă voi duce să pregătesc puiul pentru paste, pentru că vreau să fac nu doar pesto, pastele, ci și cu pui, că un pic de proteină ne trebuie și nouă acolo. Și după aia vedem ce mă se mai întâmplă. Poate asamblăm? Nu apuc de ghiocel acum. Nu, îl lăsăm pe altă dată, nu. Am alte lucruri de făcut. Poate reușesc în seara asta să rezolv treaba cu intro-ul, că îmi stă pe creier, că dacă n-am intro-ul, simt că n-am nimic și să fac un plan de atac și să-mi fac bâlbâială, m-am zis, să-mi fac un plan de bătaie. Aoleu, trebuie să vorbesc și cu fetele din Book Club, să stabilim întâlnirea la Book Club, pentru că amu să termină în noiembrie și n-am stabilit întâlnirea de la Book Club și o să trebuiască să vorbesc și cu ele și să vedem. Și da, cam atât. Bună dimineața, dintr-o zi foarte mohorâtă, o zi din aia de toamnă, s-a dus soarele, noroc cu ăla pe care l-am avut când alaltăieri, pentru că ultima dată m-ați văzut alaltăieri, s-a dus, gata, nu mai. Avem parte de o zi foarte mohorâtă, foarte încesoșată și foarte întunecată, că dacă mă întorc așa nu mai vedeți nimic. Așa, am încercat să dau lumina la maxim la camera asta, dar nimic, nu se poate mai mult de atâta, atâta poate, atâta facem. Și astăzi, totuși, în ciuda mocărârii ăsteia, este o zi foarte interesantă pentru mine și foarte exciting, chiar aș putea să zic, deși lucrul pentru care sunt eu entuziasmată este puțin ridicol, dar vă zic imediat despre ce e vorba, dar înainte să vă pun la curent cu mine și de ce nu am mai povestit alalteri. Pentru că m-am băgat după ce am mâncat, după ce mi-am făcut eu lucrurile pe aici, m-am băgat, v-am zis, în treaba aia cu intro și cu pregătirea vlogmesului care va să vină. Și mi-am făcut bannerele, mi-am găsit așa un, că v-am zis că vreau un concept așa care să se lege, adică scrisul de la clipuri, de pe coperta de la clipuri, cu scrisul din clip, că pun un fel de iconiță mică undeva cu vlogmes, cu intro-ul să se lege. Și până la urmă am găsit o temă comună. Și tema asta comună o să fie pe roșu, doar că nu aveam intro și alaltăieri seară am stat și am chinuit intro. Bine, eu mai am niște intro-uri de anul trecut salvate, pentru că anul trecut, nu știu dacă ați văzut intro-ul de anul, dacă îl mai țineți minte, mi-a plăcut foarte tare că era animat așa și până am ajuns la intro-ul ăla, am mai făcut câteva și am mai luat câteva ca să am de rezervă și le-am salvat, le-am păstrat. Dar parcă nu se potriveau ale pe care le aveam salvate, nici pe ăla de anul trecut parcă nu vroiam să-l mai folosesc și am tot căutat idei, concepte, am tot căutat ceva care să se potrivească pe ce vreau eu și nimic nu mergea, nimic nu voia, nimic nu ieșea bine și de-aia nici nu am mai vorbit, că seara m-am culcat așa, aveam și o doză de frustrare că bă zic, dar e aproape decembrie și eu nu am intro. V-am zis, în anii trecuți eu avândul din octombrie, de la sfârșitul octombrie. Da, nu, ieri mi-am petrecut jumătate de zi pe asta, tot pe intro și mi-am dat seama undeva pe la 2, vorbim și cu Pebble, mi-am dat seama, băi, dar eu trebuie să-mi continui vlogul, dar nu mai bine că nu mi l-am continuat ieri, pentru că astăzi avem ceva, da, avem intro, gata, l-am făcut ieri, l-am găsit, am găsit ăla care să-mi placă, mi se pare că se potrivește foarte bine pe mood-ul meu de anul ăsta, se potrivește pe conceptul meu de anul ăsta și abia aștept să-l vedeți și este simpaticuț, este simpluț, dar foarte simpatic, abia aștept să-l vedeți. Și apropo de asta, este ultimul clip în care apare intro-ul ăsta clasic pe care l-am avut tot anul și să știți că dintre toate intro-urile ăsta mi-a fost cel mai drag, pentru că e cu pozele pe care le-am făcut anul trecut și anul trecut am avut mult mai multă inspirație și mult mai mult flair pentru a face poze decât anul ăsta, lucru pe care sper să remediez în anul care va să vină. Dar anul trecut am avut mult mai multă inspirație și le-am pus în intro-ul ăla și mi-a plăcut foarte tare cum a ieșit intro-ul ăla, nu știu cum vi s-a părut vouă, adică unele mi-a spus că vă place și că este simpatic, că e interesant, dar așa la final de an, așa, dacă ați vrea să lăsați o părere despre intro-ul ăla, foarte mulțumesc. Și da, ce facem astăzi? Astăzi mergem și să... rezolvăm problema! Finally! A venit și ziua asta. Am programare la dermatolog și în sfârșit mă duc să îl rezolvăm pe domnul. Da, în sfârșit ne despărțim, în sfârșit ne luăm rămas bun. Ideea este că să mira și pe bălți ieri, că eram foarte hotărâtă ieri să îl dau jos, chiar el, dacă se putea să-l dau jos. Am sunat la o clinică și mi-a zis, avem un loc și astăzi. Era ora incomodă, ca și m-aș fi dus ieri. Dar da, mergem să-l rezolvăm pe domnul, gata, ne despărțim. Am avut vreo, cred că 15 ani, nu, mai mult de 15 ani, destul de drăguți, împreună, drăguți. Ideea este că eu am zis de mult că îl scot, dar pentru că nu este ceva care să mă preseze, nu este ceva care să mă săcâie, nu l-am băgat în seamă. Doar că de când mi-am schimbat cărare, deci nici nu aveți idee în mintea mea cât efect a avut asta cu cărare. De când mi-am schimbat cărarea, când era cărarea pe partea asta, că întotdeauna o aveam pe stânga, parcă nu era așa de evident. Dar acum, de când mi-am schimbat cărarea și mi-am pus-o pe mijloc, faptul că e acolo, mi se pare că creează o asimetrie pe fața mea, ceva înfiorător și în fiecare poză îl văd și îmi vine să-mi bag mâna în poză așa și să-l jumule acolo și da, a zis că nu, gata, trebuie să scot, nu mai stăm, acum, now, mergem, ieșim, am programare la 12:30, cam așa, mergem, îl scoatem, nu știu dacă îl scot neapărat astăzi, de-aia am programare la dermatolog. Eu sper să-mi scoată astăzi, că nu e mare chestie, adică e o chestie de cauterizat, are aceeași bază, n-a suferit în toți anii de când îl am, că l-am de foarte mult timp, n-a suferit modificări, e, nu e ceva care să necesite analize complexe, nu știu ce, deci trebuie scos, să poate scoate repede. Și de aia sper să mă rezolve astea și de preferat să nu rămân cu cine știe ce gaură sau cicatrice pe acolo. Așa. Și da, mi-am făcut programare și am zis gata, out, now, că nu mai pot cu el. De fiecare dată când mă uit în oglindă, parcă e din ce în ce mai rău, parcă e din ce în ce mai mare. Bine, el n-a crescut, are aceeași formă, dar mie mi se pare că e din ce în ce mai mare și mai vizibil și zic gata, ieși, pleacă de aici. Și gata. Astăzi mergem și ne despărțim de asta. Da, e un lucru relativ ridicol de care să mă bucur, pentru că puteam să fac treaba asta de mult și sunt conștientă, dar bine că se întâmplă acum. Bun. O să mă duc să mă adun. Trebuie să postez clip, să se termine de aranjat și să postez și după aia plec, că oricum mai am timp, adică e de-abia vreo 9. Și până la 12:30 chiar nici n-am ce să fac, că e și clinica asta într-o zonă unde chiar că asta mă uitam că nu e nicio cafenea, nu e nimic, nu o să pot să bea și eu cafea acolo, așa că trebuie să mă duc direct acolo. Îmi este în drum, este foarte ok, dar nu e nimic interesant pe lângă ca să pot să... Da. So see you later, alligator, și vă țin la curent. Nu știu dacă să pot să filmez, o să întreb pe doamna doctor dacă pot să filmez sau ceva, dar... să întreb, nu știu, mie și nu știu cum așa, pentru că e un medic la care n-am mai fost și mie nu știu cum să o întreb, dar să vedem. Dar nici la clinica asta n-am mai fost, că de principiu am cam testat cam toate clinicile astea private de prin București, astea mari, vorbesc de astea mari, nu astea apărute după ploaie, așa că ciupercile. Le-am testat cam pe toate și, mă rog, sunt unele de care nu sunt neapărat mulțumită și de-aia clinica asta, de fapt am fost la clinica asta, dar numai în Târgoviște, adică la spitale sau la clinici care aparțin de acest lanț, dar în Târgoviște. N-am fost niciodată în București și să vedem. Vă zic după, când ies de acolo, dacă mai ies întreagă, dacă așa, vedem. We shall see. Aloha, dragilor, ce faceți? Este o seară minunată! Am ajuns și eu acasă, am ajuns mai de mult de acasă, nu acum, este seară, este târziu, s-a întunecat. Și un lucru bun care s-a întâmplat astăzi, după ce am venit, a fost că mi-a venit ring light-ul, prin urmare nu o să mai fiu așa în contrujur tot timpul când filmez de aici din punctul ăsta, pentru că am și eu un pic de lumină și mă vedeți și pe mine cât de cât. Și asta este bine. Mi-am comandat ring light-ul, că cel vechi mi s-a rupt primăvară sau iarna trecută, nu știu exact. Și mi-am comandat ring light-ul ăla, și numai bine că a ajuns la fix ca să pot să încep să fac clipuri și să filmez pentru decembrie, că v-am zis, vine vlogmas-ul. Și da, v-am lăsat de dimineață, v-am lăsat în suspans așa de dimineață că am plecat la doctor, am fost la Medlife și am fost la Medlife aici în Nord, în Grivița, pentru că, nu știu, mi-este cel mai la îndemână mie. Bine, am făcut să-mi o programare pe la 3 clinici, dar până la urmă am ales să merg aici și a fost foarte bine că m-am dus aici și după cum vedeți nu am scăpat astăzi de acest monstru de pe față, dar are dată de expirare, gata, am setat data divorțului, chiar a fost foarte haios că doamna doctor la care m-am dus este medic dermatolog estetician și am avut o conversație lungă cu ea despre multe subiecte, vă zic imediat, dar primul lucru când m-am dus la ea zic că doamna doctor vreau să divorțez și zice nu cred că eu sunt persoana indicată în cazul ăsta, zic, ba da, pentru că vreau să divorțez de asta și a început să râdă și foarte simpatică și a fost unul din puținii medici simpatici pe care i-am întâlnit eu în viața asta și asta e bine, că știți cât de mult iubesc eu medicii. Apropo de asta, mă uitam și pe vlogmas-ul de anul trecut, așa, ca să-mi aduc aminte ce naiba am făcut, că efectiv nu mai țineam minte ce am făcut, că tot vorbeam de vlogmas. Și tot asta vă spuneam și atunci că urăsc medicii și cred că asta este al doilea medic pe care l-am întâlnit, care îmi place, bineînțeles cu excepția Eugeniei, care e prietena mea și mă rog, este într-un domeniu separat, dar cu excepția unui medic oftalmolog pe care l-am întâlnit și am întâlnit mulți medici oftalmologi la viața mea, știți povestea. Am întâlnit un medic oftalmolog care chiar îmi place, care este foarte simpatic. Am fost și anul ăsta și am vizitat-o pe doamna doctor și chiar a rămas la fel de simpatică și de drăguță, ba chiar mi s-a părut mai drăguță și chiar dacă mi-am rezolvat problema pentru care m-am dus, să zicem, adică nu, tot am malformație și tot nu văd, nu, aia, altă problemă la care m-am dus, așa am rezolvat-o, între timp s-a rezolvat. Că poate vă dau un detaliu mai ample într-un alt clip, da, mă rog, nu știu cât să vă dau ca să nu intru prea mult în detalii personale, ca să spun așa. Dar am rezolvat problema aia pentru care mă duceam la ea de anul trecut, când făceam vlogmas-ul, că atunci mă plângeam că am fost la medicul de familie și m-a încurcat și mă rog, s-au întâmplat niște lucruri, am rezolvat problema aia și da, doamna doctor este foarte simpatică, cea la care am fost. Și da, al doilea medic simpatic pe care l-am întâlnit și care mi-mi place este doamna doctor de astăzi, care este, cum spuneam, dermatolog estetician și am avut o conversație foarte lungă. Deci cum s-a uitat la mine mi-a zis, da, este o aluniță, nu e neg, nu e neg, deci nu-ți face probleme, pentru că negii vin într-o categorie mai complexă și sunt cu probleme negii, știți, bănuiesc. Nu este neg, ceea ce este foarte bine, este o aluniță și iarăși și alunițele sunt și ele împărțite pe mai multe categorii și mi-a explicat acolo că am avut o întreagă conversație despre negi, alunițe și toate cele, bineînțeles despre posibilitatea lor de a se transforma în melanom și așa mai departe în funcție de diversi factori și mi-a zis că nu este deloc periculoasă și că trebuie îndepărtat-o doar din rațiuni estetice, ce nu poți să stai dacă vrei, dacă chiar te răzgândești și nu vrei să divorțezi, poți să stai cu ea, adică nu ți afectează viața cu absolut nimic. Dar, zice, asta este pur și simplu o aluniță simplă, asta ca să știți și voi, pentru că asta este chestia generală, mi-a spus, este treaba generală, da? Când aveți ceva ca mine așa, cel mai probabil este o aluniță necolorată, da? De culoare pielii necolorată, care se extrage foarte ușor, care nu necesită biopsie și care este ușor de extras și recuperarea post-operatorie, să spunem, sau post-procedură este foarte rapidă. Mi-a zis că o să dureze vreo 10 zile recuperarea, în sensul că se va face o cojiță aici, pentru că mi-a spus că mi-a scoate cu electrocauterul, nu cu laserul, pentru că electrocauterul pe care l-are dânsa este mai performant decât laserul și că șansele să se vindece complet pielea în zona respectivă sunt foarte mari. S-ar putea să rămân cu un mic punctuleț alb, dar având în vedere unde este și că pot să acopăr ușor cu fond de ten, nu cred că ar fi o problemă și dacă rămâne punctul alb, adică nu cred că fac probleme. Eu de regulă cicatrizez urât, asta știu, dar știu la fel de bine că mă vindec foarte repede, adică eu sunt genul de om care se vindecă super repede și când am avut tăietura aia imensă la picior, poate unii dintre voi știți, poate nu știți, am o cicatrice mare, așa, pe picior. O să vă povestesc eu într-un alt clip pe care îl pregătesc de un an de zile despre cicatricea aia. Am o cicatrice așa pe picior, mi-a căzut odată o bucată mare de sticlă și mi-a tăiat mușchiul, efectiv mi-a secționat mușchiul de la picior și mi-a lăsat așa, bine, într-un timp era atâta cicatrice, acum s-a făcut mai așa. Și tăietura a fost foarte adâncă, în sensul că a ajuns în mușchi, nu numai că mi-a tăiat pielea, că mi-am văzut efectiv secțiunea, mi-am văzut piele, stratul de grăsime de sub piele, mi-am văzut o bucată din mușchi, da, adică în momentul în care mi-a tăiat. Pare rău dacă sunt prea grafică și nu suportați detaliile astea. Da? Și m-am vindecat foarte repede și atunci, adică m-am vindecat foarte repede având în vedere cât de adâncă era tăietura aia și în general știu că și când mi-a jumulit rochii, unghii asta și când am avut alte răni mai adânci, eu mă vindec foarte repede de felul meu. Băi, am muscă și mă scoate din sărite, că am reușit să le evacuez pe toate, să le omor, să le evacuez pe toate și totuși astăzi a intrat una. Nu știu de unde mai răsar muște, că sunt moarte de când lumea pe afară, nu mai există muște pentru că e frig, dar la mine în casă tot există muște și mă scoate din sărite, nici nu le mai suport. Așa, dar revenind, da, vom divorța, avem dată stabilită pentru divorț. Scăpăm în vlogmas-ul să se întâmple toată treaba asta și o să vă povestesc atunci și o să vă iau cu mine și o să vedeți despre ce este vorba, pentru că, da, chiar v-am zis, îmi doresc să scap de el. Am vorbit mult cu doamna doctor și despre pitiliazis, apropo că și, nu știu dacă, de fapt v-am zis în alte clipuri, dar nu știu dacă ați reținut voi, dar eu am și pitiliazis și mi-a dat un tratament și pentru pitiliazis, mi-a schimbat tratamentul, care este mult mai simplu și mi-a explicat cumva mai bine cum funcționează pitiliazisul și de ce am eu pitiliazis și cum se face pitiliazisul, adică mi-a fost mult mai clar acum. Eu am mai citit de-a lungul timpului și am fost la dermatolog și am primit tratament pentru el, dar cum să zic, era clar că nu o să mă vindec de el și acum mi este clar că nu mă vindec, doar că acum tratamentul este și mai simplu și mi-a explicat cum să-l țin astfel încât să pot să-l țin sub control total pitiliazisul, ceea ce este minunat pentru că chiar mă scoate din sărite câteodată. Așa, și ce se mai întâmplă și despre ce am vorbit. Deci am vorbit despre pitiliazis, am vorbit despre pete solare, iarăși mi-a zis că SPF-ul este sfânt. Fără SPF nu faceți nimic. Ceea ce știam și eu dinainte și de la școala de beauty vlogging și de la alți medici cu care am vorbit și de la alți esteticieni și știam și a fost, culmea, a fost singurul estetician care mi-a spus că SPF 50. Deci nu există 30, nu există, nu, direct SPF 50 și dacă se poate reaplicat pe parcursul zilei, deci fără discuții. Înainte, chiar și la școala de beauty vlogging am întâlnit esteticieni care spuneau SPF 30 merge, nu știu ce, nu, eu știam că e 50, dar mi-a confirmat. Și despre ce am mai vorbit? A, mi-a dat o cremă, mi-a recomandat o cremă pentru pete solare, dacă în cazul în care am pete solare să o folosesc pe aceea. Este o cremă foarte bună pentru depigmentare a pielii și se pare că ar fi ceva, o tehnologie nouă și ar fi un pic mai bună decât vitamina C. Am să o încerc și am să vă povestesc despre ea. Sunt foarte curioasă dacă funcționează și pentru pistrui, că știți, e marea mea durere cu pistrui și da, despre ce am mai vorbit? Am mai vorbit despre botox, iarăși foarte mult cu doamna doctor, pentru că îi povesteam despre durerea mea cu aceste riduri și, mă rog, mi-a spus că sunt destul de adânci și știu cât sunt de adânci și știu că așa, dar mi-a spus cam care sunt efectele botoxului și cum ai tendința de la o zonă să treci să-ți mărești dozele și să faci și care e tendința generală de astăzi, anul ăsta îți pui puțin, la anul îți mai pui un pic mai mult, peste 2-3 ani iar îți mărești dozele și tot așa și cumva ajungi într-un punct în care ai nevoie de doze foarte mari de botox și în mult mai multe zone și cumva este logic și mi-a zis că pot să stau liniștită, adică oricum botoxul nu te oprește de la îmbătrânire, adică botoxul nu oprește îmbătrânirea, ci doar cumva ameliorează aspectul ăla de îmbătrânire, da? Și am avut o discuție foarte lungă și despre botox și am spus că nu vreau botox neapărat din rațiuni estetice, deși, bineînțeles, și astea sunt binevenite, ci mai degrabă pentru că m-ar relaxa, cel puțin eu am foarte multă tensiune aici, pentru că eu stau tot timpul încrutat așa. Știți, tot timpul, mă vedeți și în clipuri că tot timpul, dar asta e din cauza ochilor, pentru că efectiv nu văd și ca să vă trebuie să mă dau zoom așa și la mine tensiunea aici în zona asta este fantastică seara de multe ori sau când închid ochii simt cum se relaxează mușchii ăștia aici și câtă tensiune este aici și de aia mă ajută foarte tare guașa, de exemplu, când fac masaj cu guașa, pentru că îmi relaxează foarte, foarte tare zona asta. Și botoxul ar ajuta foarte mult la relaxarea mușchilor de aici, doar că dacă spui aici, nu se poate doar aici, știți, să spui doar în zona asta, ci trebuie să pui și aici în 4 puncte, obligatoriu, pentru că altfel dacă pui numai aici botox, îmi explica doamna doctor, mușchii ăștia îți vor trage sprâncenele așa în sus și o să arăți foarte dubios așa cu sprâncenele în sus și atunci trebuie să-i blochezi și pe ăștia. Dar e o întreagă teorie, că aia zic, dacă te apuci de botox nu merge doar într-un singur singur loc să pui și așa mai departe. Dar baby steps, le luăm pe rând, le luăm încet. Deocamdată mă interesează strict ăsta, vreau să dispară. Având în vedere că totul o să se întâmple în vlogmas, o să vă iau cu mine și o să vă explic tot procedurul, pentru că v-am spus, nu mi-era frică neapărat de procedura asta, ci mai degrabă mi-era, nu știu, silă de ea, tocmai de recuperare și așa mai departe, și mi-era cumva frică că o să rămân cu urme. Dar mi-a spus că la tipul de aluniță pe care o am nu sunt șanse să rămână urme grave, adică au fost oameni cărora tot la fel le-a spus că o să rămână cu o mică cicatrice albă acolo și au venit și au zis, păi doamna doctor, m-ați mințit, că nu am rămas cu nimic, adică depinde și de om cum se vindecă. V-am spus, pielea mea se vindecă foarte repede, deci incredibil de repede, eu reușesc să mă vindec și într-o săptămână de leziuni destul de adânci, dar rămân cicatrici, adică cicatrizează urât. Asta este o mare problemă a mea. Dar, mă rog, o întâlnit și o vedea, o să vă iau cu mine și o să vă povestesc. Mă mănâncă și nasul și am observat că iar am prins obiceiul ăsta foarte prost de a mă scăpina la nas. Și este extrem de urât, dragilor, și încercați să nu faceți chestia asta ca mine. Învățați din greșelile mele. Este foarte urât să te scarpi la nas, dar nu știu de ce, din totdeauna când deschid camera mă mănâncă nasul. Da. Și cam asta a fost experiența mea astăzi la doctor și sunt foarte, foarte happy și bine că în sfârșit m-am mobilizat și m-am dus și noroc că m-am decis să-mi fac cărarea pe mijloc, că altfel Dumnezeu știe când mă decideam să scot monstru de pe fața mea. Și am zis, cât mai repede vreau, cât mai repede să divorțăm, că nu mai ține, nu mai merge, trebuie să facem partajul, ne împărțim pumunurile și plecăm fiecare în treaba lui, că nu. Așa, și da, cam asta a fost cu doamna doctor. După aceea am venit acasă și mi-am dat perdelele jos, de perdele și draperiile de aici, și dacă mi-am dat perdelele și draperiile de aici jos, vă dați seama că le-am pus la spălat și dacă le-am pus la spălat, când, după ce se spălau, nu puteam să le pun la loc pe geamurile murdare, prin urmare m-am apucat și am șters geamurile, prin urmare m-am apucat și am făcut curățenie, că da, nu puteai să ștergi geamurile dacă nu făceai curățenie. Și așa mă bătea gândul alaltăieri când a venit Bradu să-l desfac și să pun luminițele pe el, dar zic, nu, stai așa, stai o țără, că nu e așa, cum pui Bradu dacă n-ai făcut curățenie, deci întâi trebuie o curățenie generală din aia sănătoasă ca la carte, după care poți să pui și Bradu, că facem și noi lucrurile ca oamenii sănătoși la cap. Da. Și de principiu cam asta este. Rămâne să vedeți voi ce se întâmplă pe mai departe în decembrie, că am multe lucruri stabilite așa în cap și nu știu, sunt într-o frenezie totală. V-am zis că mi-am planificat cât de cât vlogmasul, mi-am pregătit bannerele, mi-am pregătit thumbnail-urile, mă rog, ceva ce vine peste thumbnail, ați văzut niște logo-uri pe care le pun în fiecare an ca să marchez că este vlogmas, mi-am pregătit intro, este drăguț, este scurt, dar este foarte drăguț și, nu știu, scurt, dar la obiect, ca să spun așa, și îmi place foarte tare și abia aștept să îl vedeți și abia aștept să vedem ce se întâmplă. Am o dispoziție foarte bună, să știți, în perioada asta. În general, în perioada asta mă lua așa pe mine, the winter blues, ca să spun. Și am o dispoziție foarte bună pentru că, nu știu, s-ar putea să fie și de la faptul că am mai renunțat la zahăr. S-ar putea să fie și de la faptul că mi-am schimbat puțin mentalitatea și optica și am revenit la un mod de abordare mai pozitiv, sau asta vine datorită zahărului, habar n-am, nu știu. Ideea este că, apropo că vă eram datoare cu un mic update așa legat de dieta mea, n-am mai fost așa de strictă în ultima vreme, s-au tot întâmplat diverse lucruri și am avut și perioade mai stresante și mai puțin stresante și au fost așa un dute vino și nu m-am mai ținut cont, dar de zahăr să știți că am încercat să mă feresc. Am tendința să o comit cam o dată pe săptămână, să iau o sticlă de Fanta din aia la 0,5 sau să mănânc niște ciocolată sau să iau ceva. Am tendința să o comit cam o dată pe săptămână și încerc să am grijă, dacă mănânc o dată pe săptămână, să fie numai o dată pe săptămână, nu să mai fie și în alte zile din săptămâna aia, măcar așa, știți? Și asta este bine. Oricum și așa doza de zahăr pe care iau din chestiile astea este mult, mult, mult mai mică. Gândiți-vă, eu beam câte 2-3 doze și mâncam jumătate sau chiar o ciocolată întreagă pe zi și mâncam și paste, mâncam și cartofi, mâncam și alte chestii care și astea se transformă în sânge, în zahăr până la urma urmei, știți? Adică nu erau numai așa. Și ideea e cu zahărul ăsta procesat, că nu îl mai consum atât de mult. Oricum, la cafea nu puneam zahăr, asta e un plus, dar da, nu mai cumpăr dulciuri și nu mai mănânc atât de multe dulciuri, știți? Nu mai am cutia cu bomboane aici să iau din ea, că știți, bomboanelele de la Ciocotof, alea sunt moartea pentru mine, deci aș mânca non-stop, de dimineața până seara numai din alea aș mânca dacă se poate, aș mânca câte 4 cutii din alea pe zi. Dacă îmi lași o cutie din aia, în 2 zile o termin și asta în 2 zile pentru că mă abțin. Da? Nu pentru că n-aș putea să o mănânc într-o zi, ci pentru că efectiv mă abțin să nu o mănânc pe toată în ziua respectivă. Că dacă mă pun pe ea, o termin. O las în față, o termin din prima. Și da, nu mai am cutia cu bomboane aici, nu mai am dozele cu suc lângă mine, nu mai am sticle de suc, nu mai am nimic pe aici pe lângă mine, prin urmare pot să mă abțin. Am zile și zile, am zile în care am avut o perioadă foarte urâtă în care eram într-o stare din aia de sevraj. Cred că v-am zis în vlogurile anterioare că efectiv simțeam o stare din aia de sevraj, că ajunsese să mă mănânce și pielea așa, eram și știam că e de la zahăr, plus că eram iritată, eram nervoasă, era șibilă, eram, nu știu, așa, dar a trecut perioada aia și acum sunt ok, atâta doar că nu sunt foarte strictă, știți? Ceea ce e bine, că până la urmă asta mi-am propus, adică nu mi-am propus nici să elimin de tot zahărul din viața mea, deși e loc de mai bine și acum, nu mi-am propus să elimin de tot zahărul, dar totuși e mai bine decât înainte și am observat, unul, că am mult mai multă energie, paradoxal, pentru că eu știam că zahărul îți dă energie, dar da, zahărul îți dă energie atunci imediat pe moment, după care cazi, intri în picaj și după aia ești letargic foarte mult timp. Ei, nu mai e cazul, nu mai simt nevoia de un power nap așa în fiecare zi. Astăzi, spre exemplu, după ce am făcut curățenie aici, m-am dus și am tras un pui de somn, da? Pentru că n-am dormit azi noapte bine, pentru că, mă rog, au fost mai multe chestii, s-au adunat mai multe chestii, dar nu mai simt nevoia în fiecare zi de un power nap, am mai multă energie, sunt mai veselă, cum ziceam, sunt mult mai veselă, sunt mult mai happy, da? Stați așa că am uitat să dau asta pe silent. Încă un aspect foarte, foarte important legat de zahăr pe care l-am corelat cu, mai ales cu lipsa băuturilor acidulate, este că dimineața nu mă mai trezesc cu gura atât de amară. Eu am probleme destul de serioase cu bila, cu colecistul și în fiecare dimineață, invariabil, gura mea este înfiorător de amară, deci nici nu deschid ochii și deja simt amăreala aia, conștientizez amăreala aia și trec așa vreo 30 de secunde, un minut, până trec de starea scârboasă, știți, de amăraială. Ei, nu mai am, nu mai este. Mă mai trezesc cu gura amară că dacă mănânc, de exemplu, usturoi sau ceapă sau mai ales seara sau beau ceva, nu știu, alcool sau ceva, atunci da, dimineața mă trezesc cu gura amară, dar nu halul ăla. Deci, și asta e clar de la băuturile acidulate. V-am zis că până la urma urmei alea nu sunt numai zahăr, și sunt și tot felul de chimicale în ele. Și asta este o mare diferență și este un mare plus și numai pentru asta n-aș mai bea în fiecare zi acum, pentru că efectiv e grețos rău de tot să te trezești în fiecare dimineață cu gura amară. Este oribil, este înfiorător. Dar e bine că acum am intrat pe făgașul ăsta. Să sperăm acum că și în perioada asta sărbătorilor mă ține. Să știți că acum că mă duc printre ciocolată, sunt anumite ciocolăți sau anumite dulciuri pe care mi le doresc, dar în general începe să mi se facă greață când văd ciocolată și asta e bine, adică nu e neapărat plăcută starea aia de greață, dar când mă uit așa la raioanele cu ciocolată, că și astăzi am fost în Carrefour și mă uitam așa la raionul cu ciocolată și cu napolitane și cu tot felul de din alea, nu vreau. Da, pentru că da, nu mă mai atrag și e bine că începe creierul meu în mod special să conștientizeze chestia asta și faptul că am mai multă energie. Și nu vă zic că mi-am schimbat alarma de dimineață, de câteva săptămâni deja, da, câteva săptămâni mi-am schimbat alarma mea de dimineață, pentru că Nu, eu nu suport alarmele. Sunt foarte picky în ceea ce privește trezitul. Deci pe mine, dacă mă trezește o persoană, este foarte grav. Cu pisicile m-am obișnuit să mă trezească ele, dar dacă mă trezește cineva, o persoană, e grav că sunt foarte morocănoasă, întreaga zi. Deci nu trebuie să mă trezească nimeni, să nu-mi trezească nimeni, trebuie să mă trezească ori alarma, ori pisicile. Una din două, deci nu există altă metodă. Și când mă trezește alarma, mi-a pus nu-mi place să am un sunet de la scriitor, știți? Nu trebuie să am o muzică de aia lentă sau drăguță sau un ciripit de păsărele sau ceva de genul ăsta, dar întâmplător într-o seară eram pe YouTube și am dat de melodia asta și mi-am adus aminte, zic, cum am putut eu să uit de această melodie, și mi-am pus această melodie ca alarmă și mă veselește foarte tare, pentru că întotdeauna m-am veselit. Stați că vă pun să sperăm că nu se isterizează YouTube-ul. Hakuna Matata! Ce cuvânt minunat! Hakuna Matata! Nu fi supărat! Da, și mă trezesc în fiecare dimineață cu Hakuna Matata și mă bine dispune și îmi dă așa o stare de bine și o energie așa de bună și da, de ce place. Da, nu mai pot de dragul lor. Lui Timon și Bumba îmi plăceau foarte tare când rulau desenele astea animate pe TV. Aoleu, eram înnebunită după ei. Da, și cam asta a fost în ultima vreme, cam asta e update-ul. Nu v-am zis, dar eu am bere aici. Bere. Da. Nu este cea mai grozavă alegere, dar în seara asta merge. We are celebrating the divorce. Aș fi preferat niște vin, da? Tot asta s-a putut astăzi. Dar merge și așa. Cum ziceam, ăsta cred că o să fie ultimul clip înainte de Vlogmas, pentru că marți nu cred că n-am nimic pregătit pentru marți și o să încerc să mă concentrez totuși pe Vlogmas, că o să vină niște clipuri. Am multe clipuri de filmat pentru Vlogmas, o să vă povestesc atunci. Și sper din suflet să fiți cu mine și să mă urmăriți și să fiți în Vlogmas și să facem un decembrie frumos, pentru că știți că în general în decembrie, în fiecare decembrie, pe mine mă trăznește așa supărarea și sunt foarte morocănoasă, dar am de gând ca anul ăsta să schimb lucrurile și să fie altfel și să fie happy și se preconizează că am toate șansele să se întâmple așa și mai ales dacă sunteți și voi lângă mine și faceți galerie și sunteți acolo și vă simte așa căldura și vă simte aproape, cu siguranță să iasă un Vlogmas absolut minunat. Dar stați pe aproape și pe aici și pe Instagram, pentru că o să vă țin acolo la curent, vă vorbesc acolo mai mult cu voi. Dați un like și un share la clipul ăsta și vă aștept săptămâna viitoare la Vlogmas! Vă pup! Ceau! Aveți un weekend minunat!